D-A este de amic, nu? Da, asta înseamnă că Și și în A N-A e e tot tot A. A. Și triunghiul N-O-D, D. N-O-D, este dreptunghic. Da. Da? Și ce este OA în triunghiul N-O-D? Mediană. Mediană, mediat și Și median, mediatoare, toare, înălt deși înălțimii de toate. și Pentru bisectori. că, încă o dată, hai să repetăm, fiindcă NO unește vârful cu mijlocul, Da. e mediană. Dar mediana într-un triunghi dreptunghic, deci într-un triunghi dreptunghic, în clipa asta, NO Și aici și cu vine, OD sunt... ia 90 de grade. Asta e, asta Aici 60, e. E clar. aici tot 90, 60. Da, 60 fost 20 și de asta e Da. problema. Deci, uite, noi am încercat să facem problema fărții de toată ipoteza. Vezi ce Da. înseamnă? Am zis, noi tragem de ea cu 30 de grade și la... Simțisem problema. Eram aproape. Dar, iată, dragilor, fără să avem toată ipoteza la mână, niciodată să mai îndrăznim să facem problema Da. fără să ipoteza toată. Nu degeaba opta, după ce noi am aflat paralelogram, trebuia să împărțim în 4, 2A, asta era A, venea și cealaltă A, triunghi dreptunghi, de acolo, deci totul era minunat, minunat. Trebuie să-l mai aflăm și pe DB. Pe Pe D, DB și AC. DB, DB și A, AC. AC. Hai să vedem acum, cred că putem. Cred că tot la fel cu A. Trebuie să folosim, ne trebuie lungime acum, nu discutăm. DB-ul. Păi, ar trebui să aflăm AB-ul. A, B ca mărime. Hai am aflat-o. Că știm, asta e de A, ăsta e unde, câte grade? AC. E din 90 de grade acolo, că am vorbit mai devreme. Da, și AC catet au pus să unghiul unghiului de 30 30 de grade, jumătate jumătate din din ipoteză. atunci AB este dublu, e 2A, nu? Da. Deci AB e de 2A, NB tot 2A vine acolo, Da. dar figura nu e perfect făcută. Da? Și pe AC cum o aflăm? Noi trebuie să aflăm pe AC. Deci mai încă o dată, repetăm să nu cumva să greșim. Deci am spus că AKB e dreptunghic, cum am spus mai devreme. Da. Asta e de 30 grade, asta e A. Atunci AB e 2A. 2A. Și am putea prin Pitagora aici. Da. AC e egal cu asta la pătrat. Deci 4A pătrat minus A pătrat, 3A pătrat, A radical din 3. Da. A radical din 3 și s-a făcut problema, nu? Da. Și acum să vedem și pe DB. Unde să ne ducem pentru DB? Dacă o știm pe toată AC, OC o știm. OC este A radical din 3 pe 2. Da. Că toată AC am zis că e A radical din 3. Da. Și jumătate e A radical din 3 pe 2. Și cum asta e A, o aflăm și pe OB prin Pitagora. Adică OB devine ipotenuză. Da, și după aia înmulțim cu 2. Și da, vine A pătrat plus A radical din 3 pe 2 la pătrat, adică 3A pătrat pe 4 și vine 5, aducem 4 și cu 3, 8, A pătrat pe 4 și extragem radicalul și vine 2 radical din 2A pe 2, A radical din 2, cam așa ceva, și de 2A radical din 2. Deci trebuie văzut acolo calculul în Da. sine. Dar ideea e clar, s-a desprins. Din nou, propui să vedem toată soluția până la capăt? Nu. Lăsăm pe profund. Da. Eu sunt curios cum v-a făcut-o. Sunt nebunit. Că nu știa deloc să fac. Dacă s-a prins că toată ipoteza de-o folosit-o, au avut șansă. Dacă nu, i s-a mai întâmplat, să spun eu. De mai multe ori s-a întâmplat, ca să nu poată să facă. Dacă nu intervine un elev, el e șmecher.
Deci se face el că se gândește, nu știu ce, nu știu, în timpul ăsta trage de timp, tot îl învârte, tot îl învârte cu gândul să poată să facă problema. Ei, dacă nu are șansa ca un elev să sară cu ideea și să-l poată pune pe direcție bună, se întâmplă, spune, o fac aldat. Da. E corect, e sincer. Nu vine și trage acolo și forțeze nota, nu. Înseamnă că nu este pe fază, nu e inspirat, ce să-i facem? Și profesorii pot să nu fie, să nu ajung la soluții. Deci ce ai învățat din discuția asta, Ioana? De cum ai văzut pe mine acum, că a fost natural, cât se poate de natural? Că trebuie să te gândești mult. Și să citești problema de mai multe ori. Și toată ipoteza să o vezi. Deci nu abandonezi. Noi trebuie să spun că ne-am grăbit să facem problema fără să ținem cont de toată ipoteza. Mi-a scăpat 8 azi. Și am că nu e important. Da. Dar am avut rombul în mână. 4A, 8A mic egal cu 4 de ori, de 4 latura, deci 2A mic. Și de acum problema se rezolvă. Noi trăgeam așa, vezi, n-ai, am zis, mai devreme am spus că autorul este zgârcit maxim. Da. El nu dă dus 8A de pomană, ci tocmai pentru chestia asta. Pentru că tu trebuie să fii atent la toată ipoteza. Deci nu abandonăm deloc, trebuie să insistăm cât se poate de tare. Numai cât am dat un pic drumul să vedem ce face el și nu decât s-a scărpinat în cap. Deci, și el era tot atât de mult în derută, dar am prins ce? 8A. Da. Hai să folosim 8A, am zis acolo. Și atunci zici și tu, ai sărit foarte repede 8A, noi pe paragramul l-am avut în discuția purtată. Deci, dragilor, e atât de frumos la matematică. Nu știu, Ioana, eu am o stare de bine grozavă după ce rezolv problema. Pe cât sunt de trist în timpul acela al rezolvării, pe cât sunt de trist și de concentrat, pentru că totdeauna, nu știu niciodată rezolvarea. Eu nu m-am așezat în fața camerei cu o soluție la problemă știută. Totdeauna mi s-a citit problema, de fapt ai și văzut. Da. Și îmi descoper acolo soluția și fac și mă strădui acolo. De aceea e frumoasă lecția cu mine. Că de cele mai multe ori profesorii nu riscă să vină la clasă fără să aibă rezolvarea făcută. Da? Deci ei își pregătesc de acasă rezolvările. Știu o situație, nu știu dacă ți-am povestit-o, a elevului acela care era de o notă foarte mare și corigent. Ți-am povestit asta, nu? Da. Ei, acela ce? Acela avea altceva de văzut. El se uita așa și profesoara, de teamă ca nu cumva să spună el vreo idee și ea să nu poată urmări, atunci îl stai jos că ești prost. El demoraliza complet. Ei, în clipa în care aștepți fiecare idee, ce-i sesizat? Eu te-am încurajat foarte tare. Dar să știi de ce. Pentru că așa trebuie să fii. Așa trebuie să înțelegi. Deci la matematică trebuie să îndrăznești. Am ce-am povestit când ne ducem la elevul acel, mai ai vreo problemă? Să-ți arăt elevul acel de clasa 3 care plângea. Nu mai, nu? Du-te la clasa 3 și trebuie să-l vezi pe mare, să vezi ce mai făcut. Lecția aceea este spectaculoasă. Spectaculoasă. Așa, își încarc și eu bateria un pic, că văd că s-a terminat. Clasa 3-a sau? Clasa 3-a te duci, da. Aici, dragilor, să mă opresc.